22 de decese și alte 1282 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în țara noastră, din cele 3874 de teste efectuate. În același timp, 261 de persoane se află în stare gravă, iar 50 sunt supuse ventilării mecanice. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns astfel la 138213 cazuri. Dintre acestea, în total, până acum, 122614 persoane s-au tratat de infecție, iar numărul celor decedați a ajuns la 2825 de cazuri. Autoritățile îndeamnă în continuare cetățenii să respecte regulile de igienă și să poarte mască în aer liber și în spațiile închise.